Salutare, prieteni! Salutare, prieteni! Aveți poftă să desenați? Da, eu am poftă să desenez. Păi, și ce o să desenăm acum? O să desenăm exact ce-ți place ție, adică un cerculeț. Doar un cerc? Nu, vrăji păpușică, o să transformăm un cerc într-o floare a soarelui. Wow! N-am desenat niciodată până acum o floare a soarelui. Oh, păi îți arăt eu cum. Oh, abia aștept! Este foarte simplu. Ai nevoie doar de o foaie de hârtie și carioci colorate. Voi le-ați pregătit? Atunci să trecem la treabă. Stai puțin, nu mi-ai spus de ce culori avem nevoie. Păi, o să avem nevoie de o cariocă galbenă, una maro, dacă aveți și maro închis e perfect, negru și poate și un galben mai deschis. Oh, super, atunci haide! Acum chiar putem trece la treabă. Da, prieteni, întindeți mâinile în față și spuneți împreună cu mine. Azicate, zinimanime, azicabum, să transformăm un cerc într-o floare a soarelui acum! O să începem cu maro deschis, adică vom face un cerc maro deschis. Wow! Ta-da! Cercul acesta este miezul floricit, florii noastre, pe care nu știu cum să o botezăm, momentan îi spunem floarea soarelui. Oh, da! Și cred că e timpul să-i desenăm petalele. Cu galben o să facem o formă, mai bine să vă arăt care este forma unei petale de floarea soarelui. Aici, într-o parte, o să fac exact forma ei. Este lunguiață, o linie puțin ondulată, nu ondulată, rotunjită și încă una la fel, în oglindă. Vedeți? Doar că pentru floarea noastră o să facem petalele un pic mai mari. Galben, 3, 2, 1, să desenăm petalele floarea soarelui. Trebuie să fie perfecte, pentru că și petalele de floarea soarelui se mai zăpăcesc câteodată. Cred că ar trebui să colorăm miezul florii. O să folosim maro. După care vom face o magie de puncte. Adică vom colora multe puncte. Pentru că fiecare sămânță a florii se află aici. Așa că să trecem la treabă! Să știți că am numărat petalele și sunt 41 în total. Oh!
Câte petale, adică floarea soarelui a vostru, câte petale are? Hmm? Sunt foarte curioasă. Da, și eu! Abia aștept să mai arăt și alte flori. De adevăratele? Da! Dacă încă nu ați terminat de colorat, vă urez spor la treabă și pe data viitoare!